se anulează recalcularea pensiilor? Judecătorii trebuie să decidă un abuz grav asupra cetățenilor. Facias cere avocatului poporului să sesizeze Curtea Constituțională a României, ce cere, pentru că -ți recalcularea pensiilor este neconstituțională și reprezintă un abuz grav asupra cetățenilor. Facias consideră că recalcularea pensiilor este neconstituțională. În cadrul campaniei E dreptul meu, Fundația pentru apărarea cetățenilor împotriva abuzurilor statului, Facias, a fost sesizată de către cetățeni cu privire la noile decizii de recalculare a pensiilor prin care le-a fost diminuată pensia. Cu toate că cetățenii afectați vor primi în continuare pensia actuală, pensia nu va scădea, majorările viitoare care, din punct de vedere legal, sunt obligatorii, vor fi raportate la suma recalculată, care este mai mică, până când aceasta va ajunge la valoarea pensiei curente. De exemplu, un pensionar care în prezent are o pensie de 1000 de lei, iar în urmare calculării ar trebui să primească 700 de lei, va primi în continuare 1000 de lei. Cu toate acestea, creșterile viitoare ale pensiei se vor aplica asupra sumei de 700 de lei, până când aceasta va ajunge la pragul de 1000 de lei. În acest context, Facias cere avocatului poporului să sesizeze Curtea Constituțională a României, CCR. Ce cu privire la neconstituționalitatea prevederilor noii legi pensiilor care privesc acest aspect. Fundația solicită ajutorul avocatului poporului. Totodată, facea solicită avocatului poporului ridicarea excepției de neconstituționalitate a Curții Constituționale a României a noii legi a pensiilor pentru următoarele motive. Încălcarea principiului neretroactivității legii civile. Legea 360-2023 contravine articolului 15 alin 2 din Constituție, care stipulează clar că nicio lege nu poate avea efect retroactiv. Recalcularea pensiilor stabilite deja conform legislației anterioare reprezintă o încălcare evidentă a acestui principiu fundamental. Pensionarea este un contract între stat și cetățean, bazat pe regulile existente la momentul încheierii sale. Iar orice schimbare unilaterală a acestor reguli de către stat este ilegală și imorală. Un abuz de putere împotriva pensionarilor. Noua lege discriminează flagrant între categoriile de pensionari, creând o diferență nejustificată între cei afectați de recalculare și cei care își păstrează pensia calculată conform vechii legislații. Este inadmisibil ca, într-un stat de drept, să se permită modificarea arbitrară și în detrimentul beneficiarilor a reglementărilor privind cuantumul pensiei sau modalitatea de calcul. Dreptul la pensie nu poate fi negociat. Prin contribuțiile la bugetul asigurărilor sociale, pensionarii și-au câștigat dreptul la o pensie stabilită pe baza principiului contributivității. Diminuarea acestei pensii, chiar și temporar, este neconstituțională. Decizia CCR NR86, 2023 confirmă că dreptul la pensie, odată stabilit, nu poate fi redus, deoarece ar afecta esența acestui drept. Facias va proteja pensionarii. Campania Tie dreptul meu, derulată de facias, are ca scop protejarea drepturilor cetățenilor și combaterea abuzurilor din partea instituțiilor publice. Pentru a veni în sprijinul pensionarilor, de curând, Facias a publicat un ghid practic care conține pașii necesari pentru contestarea deciziei de recalculare. Ghidul cuprinde instrucțiuni clare și pașii de urmat pentru a solicita recalcularea pensiei, conform procedurilor legale.